seara, domnule Hagi. Ce nu a funcționat astăzi din nou la Farul? Să zicem, după un început în care echilibrat, știam că întâlnim o echipă puternică acasă, bună, cu un joc foarte vertical, puternici la faze fixe, la... Cred eu că după gol nu ne-am apărat așa cum bine, cum trebuia. Cred eu că defensiv am făcut un meci iară destul de slab. Ofensiv, niște lucruri, prea puțină mișcare, niște lucruri s-au făcut, dar trebuia probabil să facem mai multe. Ați început cu o linie de 5 pe fund. Dar ați avut probleme și la mijloc, ați avut probleme și în benzile laterale și în centrul apărării. S-au luat goluri foarte ușor pe niște greșeli impardonabile, dacă ați fi spus, dacă am fi discutat sezonul trecut cel puțin. Păi de spus. Ce? Nu știu, trebuie ce să nu funcționează, trebuie ce nu merge? Trebuie să găsim răspunsul, trebuie să găsim răspunsul. Trebuie să ne apărăm mai bine, asta e clar. N-a funcționat nici atacul foarte bine astăzi. Păi ca să funcționeze atacul sau să faci, trebuie să ai mingea. Trebuie să știi să... N-am controlat, n-am avut ieșirile din spate foarte bune. Da, anumite lucruri am făcut cât s-a putut. După aceea, cred eu că CFR-ul a fost agresivă. Noi ne-am mișcare puțină și de aici au venit problemele. Cât de mult au contat și toate aceste absențe? Tudor Băluță, Nedel cu Vână, Larie și așa mai departe? Totuși, sunt 6 jucători. Dar nu stăm acum să vorbim de cei care nu au fost. Care e soluția să depășiți această perioadă mai puțin fastă, să zicem proastă? Nu, e doar o înfrângere. Clar că e o înfrângere care, la urmă, da, în trecut am câștigat, dar știam că jucam la CFR. Poate e o înfrângere care ne doare. Dar mergem înainte, trebuie să reglăm lucrurile, trebuie să strângem rândurile și să, pentru că drumul e lung. Bătălia pentru play-off, cum o vedeți acum? Bătălia acolo, ai zis bine. Eu v-am spus de mult că la titlu nu o să fim. Acum cred că încă o dată e o certitudine că noi la titlu să ne batem, nu? Am avut dreptate. Acum să ne luptăm pentru play-off. Mulțumim! Bine!